Legitimată la Clubul Steaua București, Denisa Bacalu are 14 ani și este una dintre cele mai promițătoare notătoare din țara noastră. Recordmenă națională în proba de 100 de metri fluture la categoria sa de vârstă, Denisa este totodată vicecampioană la tineret și medaliată cu bronz la seniori. Evident, este cel mai frumos sport pe care îl pot practica și este ceva special în legătură cu acest sport. Denisa Bacalu lucrează de aproape 10 ani cu antrenorul Bogdan Văleanu, iar colaborarea dintre ei este una extrem de închegată. Este pasionat de ceea ce face, muncește în fiecare zi ca să mă facă pe mine și pe colegii mei buni și să ajungem cât mai sus. De la 6 ani este una dintre cele mai bune sportive ale mele. Din punct de vedere motric, înțelege foarte, foarte ușor orice mișcare pe care o cer și este o fire foarte energică, ambițioasă. De obicei, dacă își propune un target, îl atinge cu siguranță. Este foarte haioasă, vine tot timpul cu zâmbetul pe buze la antrenamente, nu o simt vreodată stresată sau se vede clar că face cu plăcere notul. Notul este viața pentru ea. Dedicată aproape în totalitate sportului de performanță, sportiva Stelei a descoperit de curând o nouă pasiune. De la unchiul meu, care și el este foarte pasionat de motoare și, nu știu, este așa o senzație plăcută. Ce te atrage la motocicletă? Cum arată, evident. Și înainte nu credeam, nu știam că este așa frumos cum când m-am urcat prima oară. Este ceva senzațional. Ți-ar plăcea într-o zi să te dai cu motocicleta pe un circuit profesionist? Da, mi-ar plăcea. Ar fi o experiență de neuitat. Tânăra sportivă stelistă visează să urce în viitor pe podium la toate marile competiții, mai ales că are parte de o susținere specială din tribune. Tata, pentru că și el a fost un notător și știe destul de multe lucruri despre asta, a fost campion național.